Bună seara și bine v-am regăsit, stimați telespectatori, în emisie, în direct. Pentru ediția de astăzi ne-am propus să discutăm despre subvenții, despre susținerea agriculturii și tot ce ține de acest domeniu. Invitatul nostru este Nicolae Ciubuc, directorul Agenției de Intervenție și Plăți pentru Agricultură. Bună seara și bine ați venit! Bună seara și bine v-am găsit! Domnule Ciubuc, spuneți-mi, vă rog, care este starea de lucru în ceea ce privește subvențiile în agricultură pentru acest an? Deci, deși suntem la început de an nou, putem spune că dacă facem o comparație cu situația precedentă, începutul anului 2016, este o situație mult mai bună, în condițiile în care noi spre sfârșit de an 2016 am reușit practic să valorificăm toate mijloacele alocate în fondul de subvenționare. Amintesc că mărimea fondului a fost stabilită inițial de 900 de milioane, într-un final fiind suma finală de 700. Iată că noi la 31 decembrie 2016 practic am trecut în cont toate aceste mijloace. Este de altfel cea mai impunătoare, cea mai mare sumă alocată vreodată în fondul de subvenționare a producătorilor agricoli și în virtutea celor speculații care existau la începutul anului pe fondul acelor datorii care existau din anul 2014-2015, noi în 2016 am reușit de fapt să valorificăm și să, în pofida acelor așteptări pesimiste care le aveau unii critici, noi am reușit să stingem în primul rând toate datoriile din anul 2014 față de producătorii agricoli, de fructe, mai cu seamă cei care au avut de suferit pe urma embargoului impus de Federația Rusă, și totodată să achităm sau să stingem datoriile anului 2015 și mai mult să asigurăm finanțarea celor solicitări parțial din 2016 care au fost depuse pe parcursul anului. Ce se întâmplă de fapt producătorii agricoli care nu s-au încadrat în limita fondului? Deci, conform regulamentului de subvenționare valabil pentru anul 2016, o bună parte din solicitări au fost recepționate, însă în lipsa acoperirii financiare. Deci, pentru aceste situații este prevăzut sau a fost stipulat în acel regulament că în cazul în care aceste dosare nu se încadrează în limita fondului, urmează a fi trecute cu titlul de datorie pentru anul 2017, respectiv achitat din mărimea fondului pentru anul respectiv, pentru anul 2017. Amintesc că legea bugetului deja a fost adoptată, deja a fost sau este intrată în vigoare începând cu 1 ianuarie, iar conform acestei legi, mărimea fondului de subvenționare pentru anul 2017 este stabilită în valoare de 900 de milioane de lei. Este o sumă iarăși destul de optimistă și care va fi direcționată parțial la stingerea datoriilor pentru anul 2016 și respectiv asigurarea finanțării solicitărilor care vor intra pe parcursul acestui an. O noutate și mai bună la acest moment, vreau să vă informez că noi deja am dat startul achitărilor pentru acele datorii din anul 2016. Sperăm că în această săptămână vor fi finalizate și respectiv depuse către trezorărie circa 100 de milioane pentru acele solicitări. Vorbim de aproximativ 800 de dosare care în această săptămână vor fi trecute sau vor fi perfectate dispozițiile de plată și înaintate către trezorărie, și pe parcursul următoarelor zile, următoarelor săptămâni, să ne concentrăm ca să finalizăm procesul de stingere a datoriilor, astfel ca până la finele lunii februarie să finalizăm achitarea integrală și trecerea în cont a datoriilor pentru anul 2016. Care sunt producătorii ce pot solicita subvenții? Deci, iarăși, rezultând din prevederile regulamentului de subvenționare, eligibil sau pot solicita subvenții producătorii agricoli, cei care dețin activități sau desfășoară activități agricole, creșterea, recoltarea produselor agricole, creșterea animalilor, în general desfășurarea unei activități aferente agriculturii, mai cu seamă acolo în mediul rural unde realmente are loc acest proces, și care la rândul lor au realizat o investiție în diverse activități.
La acest subiect pot menționa că avem o strategie națională de dezvoltare a agriculturii și mediului rural pentru 2014-2020, din care rezultă prioritățile de dezvoltare a sectorului, și anume aceste priorități în partea ce ține de inclusiv susținere financiară din partea statului vizează creșterea competitivității prin modernizare și restructurizarea sectorului, adică investiții în retehnologizarea, în renovarea, în modernizarea diferitor activități, începând de la înființarea plantațiilor multianuale, investiții în tehnică, utilaje agricole, renovarea fermelor zootehnice, producerea legumelor pe teren protejat, infrastructura post-recoltare, cum ar fi construcția de frigideri, casă de ambalare, diverse echipamente și utilaje pentru procesarea produselor agricole, sisteme de irigare, adică practic tot spectrul de activități care cad sub incidența procesului de modernizare sau investițional din partea producătorilor agricoli, sunt eligibile în cadrul fondului de subvenționare. Deci, într-un cuvânt, acei producători agricoli care realizează astfel de investiții pot solicita sau pot beneficia de subvenții din partea statului prin intermediul fondului de subvenționare. Dacă e să vorbim despre numărul celor care solicită, pe an ce trece, numărul cererilor este mai mare? În dependență de numărul de măsuri, de domenii pe care statul și le propune să le susține, respectiv avem și un număr în creștere a producătorilor sau a celor solicitanți de subvenții. Vreau să vă spun că dacă facem o comparație cu perioada incipientă, când am început noi la IPA să activăm, începând cu anul 2010, practic numărul este unul în creștere. Dacă în 2010-2011 aveam sub 2000 de beneficiari care erau subvenționați prin intermediul fondului, atât în 2016 am avut peste 4500, chiar mai mult ca în anul 2015, în pofida faptului că am avut o perioadă destul de complicată, criză economică, financiară, criză politică și mai departe, care implicit au dus la afectarea inclusiv investițiilor în sectorul agricol. În pofida la aceste circumstanțe, noi am reușit să avem un număr constant, chiar în creștere, de beneficiari. În mare parte, beneficiarii în cadrul fondurilor care sunt administrate prin AIPA sunt producători agricoli care preponderent realizează investiții, investiții aferinte celor măsuri de sprijin care... Domnule Ciuboc, spuneți-mi, vă rog, AIPA vine susținerea tinerilor antreprenori? Și cum o face? Desigur, una din prioritățile politice, nu doar de dezvoltare în sectorul agricol, dar în general, în domeniul economic, statul acordă o atenție deosebită. Chiar recenta decizie a Guvernului de aprobare a noului program PNAET, Program Național de Abilitare Economică a Tinerilor, care iarăși prevede componentă de credit cu componentă de grant pentru acei tineri antreprenori care vor să facă o investiție în economie. Aferent agriculturii, avem și un program similar PNAET-ului, Programul Național de Susținere a Tinerilor Fermieri, programul operat prin intermediul programului IFAD, care iarăși sunt eligibili producătorii agricoli tineri, adică cei producători cu vârsta cuprinsă între 18-30 de ani, care realizează sau intenționează să realizeze o investiție în mediul rural, în diferite activități agricole, pot beneficia de surse creditare cu componentă de grant de 40% de valoarea acestui credit, nu mai mult de 120.000 de lei, valoarea grantului, dacă nu greșesc. Ceea ce ține de fondul de subvenționare a producătorilor agricole, începând cu 2015, am dezvoltat în cadrul măsurilor de sprijin gestionate prin AIPA măsuri sau posibilități suplimentare de susținere acestei categorii de producători, prin a le oferi adausuri suplimentare la subvențiile aferente investițiilor realizate. Ca de exemplu, un tânăr fermier construiește o seră, da, pentru producerea legumelor pe teren protejat. Subvenția acordată în condiții generale constituie 50% din valoarea investiției. Iată, pentru un tânăr fermier care realizează această investiție, mai are posibilitatea de a primi un adaus de 10% pentru la subvenția acordată sau calculată în condiții generale și pe diverse alte măsuri. Vreau să vă spun că numărul producătorilor agricoli este tineri fermieri, este unul în creștere, ceea ce demonstrează un interes sporit din partea acestei categorii. Organizăm diferite mese rotunde, conferințe, întruniri cu tineri, unii
punem în discuții sau punem în dezbateri diverse chestiuni sau probleme cu care acestea se confruntă în realizarea investiției, din care constatăm de fapt că una din cele mai mari probleme care se confruntă tinerii fermieri la ziua de astăzi este de fapt lipsa sau accesul limitat la resurse financiare, fiindcă prin noțiune de tânăr fermier deja ești catalogat ca o categorie care ai capacități limitate de a realiza investiții, fiindcă ești la început de cale, nu ai ce pune în gaj, la bancă dacă mergi este nevoie de a garanta acest credit, iar tinerii în multe cazuri deși au idei inovative, au interes, sunt interesați să facă o investiție, nu pot din cauza lipsei mijloacelor financiare. Și în acest sens sunt fondurile care vă le-am expus mai sus, PNAET-ul, programele prin intermediul IFAD-ului, Fondul de Subvenționare a Producătorilor Agricoli, care vin în ajutorare acestei categorii de producători agricoli. Mai mult ca atât, de rând cu tinerii fermieri, ca să ne oprim la am instituit o măsură nouă legată de susținerea femeilor în afaceri. Cunoaștem rolul femeii în societate, un rol care nu mai puțin important și în realizarea și desfășurarea unei afaceri, gradul de responsabilitate manifestată în administrare sau în gestionarea acestor afaceri, ne face mult mai încrezut în potențialul și în capacitățile și abilitățile acestei categorii, de aceea prin intermediul măsurilor noastre de sprijin, similar tinerilor fermieri, avem și subvenții care vin în susținerea sau ca subvenții suplimentare acordate femeilor care se lansează în afaceri, care modernizează o investiție sau îmbunătățește sau desfășoară o activitate în mediul rural. Spuneți-ne, vă rog, atunci când vorbim despre subvenții, mare interesare, reprezentanții AIPA cât de des merg în teritoriu pentru a verifica starea de lucruri? Pentru că bănuiesc deseori vă ciocniți cu o altă realitate decât cea pe care o vedeți în acte. Desigur, există o problemă legată de gradul de responsabilitate a producătorilor agricoli manifestat atunci când realizează investiția și mai mult manifestat la momentul depunerii dosarelor pentru obținerea subvențiilor și nu puține cazuri sunt când aceștia recurg la diferite mecanisme, la diferite procedee pentru a face în așa fel ca suma subvenției să fie una cât mai mare. De aceea rolul nostru ca instituție responsabilă de administrare eficientă acestor mijloace este de a contracara și de a asigura într-adevăr eficiența și impactul pozitiv acestor mijloace. Deci, în primul rând, ceea ce ține de investițiile realizate, pot să vă spun că practic orice investiție care este realizată de un producător agricol și că pentru care este solicitată subvenția, în mod obligatoriu este verificată în mod preliminar la momentul depunerii de către reprezentanții noștri din teritoriu. AIPA la moment are structuri regionale în fiecare regiune, câte o secție teritorială formată din 3, 4, 5 persoane care sunt responsabile de administrarea proceselor în regiunea dată și care sunt la fel responsabili de verificarea calității, verificarea corectitudinii datelor incluse în actele pentru obținerea subvenției. Mai mult ca atât, la nivel central avem o direcție specializată, Direcția Inspecției și Control în Teren, responsabilă de efectuarea inspecțiilor suplimentare atunci când este vorba de o investiție mai consistentă cu mai multe riscuri, din moment ce este una mai consistentă din punct de vedere financiar, implică și o responsabilitate mai sporită, de aceea pentru a verifica corectitudinea și în acest sens avem o direcție care verifică inclusiv activitățile noastre sau reprezentanților noștri în teritoriu la etapa recepționării acestor dosare. Și desigur, orice investiții noi la subiectul dat sunt verificate. Ce obligații și au până la urmă producătorii atunci când urmează să fie subvenționați? Deci angajamentele nu sunt atât de consistente în raport cu consistența mijloacelor financiare care o primesc în unele cazuri. Pentru că dacă vorbim de responsabilitate, cea mai importantă și de bază responsabilitate pe care și-o asumă producătorii agricoli vizează respectarea criteriilor de eligibilitate, adică de a nu înstrăina această investiție din momentul subvenționării, de a utiliza această activitate sau afacere care a fost subvenționată din partea statului, de a utiliza conform destinației și de a îndeplini acei indicatori asumați prin acele planuri de afaceri.
Ca rezultat a acordării sau acceptării cererii de obținere a subvenției, producătorul agricol pe o perioadă de cel puțin 3 sau 5 ani, în dependență de tipul investiției, urmează să respecte aceste criterii și eventual noi pe parcurs efectuăm anumite inspecții sau misiuni de monitorizare acestor cerințe, acestor responsabilități în vederea respectării lor din partea producătorilor agricoli și vreau să vă spun că noi în anul 2016 am demarat o amplă campanie de monitorizare, în rezultatul căreia au fost depistate o serie de neconformități din partea producătorilor agricoli, fie că au sacrificat, au înstrăinat obiectul investiției, sacrificat, mă refer, animalele care au fost subvenționate, au înstrăinat, nu au utilizat conform destinației obiectul investiției și ca rezultat noi am demarat procedura de recuperare a mijloacelor. Anticipați, de fapt, întrebarea mea, ce are loc în această situație? Conform condițiilor asumate de către producătorul agricol, acesta este obligat să ramburseze în cazul nerespectării acestor responsabilități, este obligat să returneze suma subvenției și în acest sens vă spun că am constatat neconformități pentru mai mult de 100 de producători agricoli, iar valoarea subvenției care dânșii urmează să o ramburseze depășește circa 25 de milioane de lei. Vreau să vă spun că la ziua de astăzi o bună parte din ei deja au și rambursat-o benevol, o parte care nu sunt de acord au fost demarate o serie de acțiuni prin instanța de judecată, sesizarea organelor de drept în vederea recuperării lor în mod forțat. Știu că dumneavoastră până la urmă ați fost și cel care ați stat la baza legii ce privește subvenționarea. Vreau să deschidem un pic parantezele și să vedem că de la 1 ianuarie, dacă nu mă înșeală memoria, 2017, cer scuze, intră în vigoare noua lege. Care sunt aspectele inovatorii în această lege? Ce vine să se schimbe? Deci este de fapt o lege mult așteptată la care s-a lucrat foarte mult, s-a lucrat într-un grup destul de extins, reprezentanții AIPA, reprezentanți sau colegi din cadrul Ministerului Agriculturii, deputați din Parlamentul Republicii Moldova, în care s-a pus accent pe dezvoltarea unui nou sistem de subvenționare, un sistem care ar asigura o mai bună stabilitate a acelui sistem sau acelui proces de subvenționare a măsurilor de sprijin și cel mai important continuitatea lui, fiindcă până la ziua de astăzi cunoașteți că regulamentul sau în general sistemul de subvenționare era reglementat de o hotărâre de guvern. Hotărâre care era aprobată anual în baza alocațiilor care erau prevăzute în legea bugetului și deseori acest regulament suferea mari schimbări. Chiar exemplu anul 2016 când odată că, cu întârzierile adoptării legii bugetului care a fost prin luna iunie am avut mari întârzieri și în adoptarea regulamentului de subvenționare, proces care a fost realizat abia în luna august. Vă dați seama, cei agricultori care erau în așteptare de mijloace financiare, care erau, aveau niște angajamente față de băncile comerciale și care sperau foarte mult că aceste subvenții le vor ajuta, respectiv nu au putut depune solicitări, nu au putut primi subvenții din cauza întârzierilor legate de aprobarea acestor acte normative și în acest sens creează o serie de incertitudini, nemulțumiri, frustrări și de aceea noi ne-am propus ca să punem capăt acestui proces, indiferent de adoptare sau neadoptarea legii bugetului, să avem o lege cadru care ar reglementa și care ar asigura continuitatea proceselor de subvenționare. Odată cu adoptarea acestei legi, deja nu va mai fi nevoie de un regulament aprobat anual, va fi doar un singur regulament care va asigura implementarea acestei legi și care va fi aplicabil multianual, adică pe o perioadă mai îndelungată. Un lucru iarăși important care îl stabilește această lege vizează formarea fondului de subvenționare a producătorilor agricoli, fiindcă până acum mărimea acestui fond era oarecum dictată sau stabilită în dependență de posibilitățile pe care le are Ministerul Finanțelor și în acest sens oarecum își crea un anumit confort. Avem disponibilitate, acordăm, nu avem, dăm mai puțin și așa mai departe. Deci, Prin această lege ne-am propus ca să stabilim un mecanism clar de formare a fondului de subvenționare și să legăm această mărime de posibilitățile sau de veniturile la bugetul de stat. În condițiile în care avem o creștere a bugetului de stat, este evident că trebuie să avem și o creștere a mărimii fondului de subvenționare. Deci, inițial ne-am propus ca această mărime să fie de cel puțin 4% din veniturile bugetare.
Însă, într-un final, deputații au votat în lectură finală numai puțin de 2%, ceea ce presupune, dacă facem o comparație, 36 de miliarde veniturile bugetare stabilite în legea bugetului de stat pentru anul 2017, respectiv 2%, ar constitui circa 700 de milioane de lei. Adică un lucru iarăși benefic în condițiile în care deja stabilește o certitudine și o claritate în raport cu acei producători agricoli care până acum nu cunoșteau, fiindcă în teritoriu deseori mergeam, întrebarea de bază, o să fie fond de subvenționare, o să fie subvenții la anul. Iată, prin această prevedere creăm o certitudine și o claritate pe o perioadă îndelungată că statul anual va aloca mărimea sau va aloca fond de subvenționare. Spuneți-mi, vă rog, rămânem albia finanțării. După ce criterii sunt examinate aceste dosare care sunt depuse? În ordinea depunerilor, în ordinea domeniului și așa mai departe? Sau care este starea de lucruri? Deci toate procedurile, procesele, acțiunile care sunt realizate în vederea acordării subvenției sunt reglementate de hotărârea de guvern aprobată în acest sens. Hotărârii care are la bază anumite obiective, adică statul urmărește prin acordarea subvențiilor o anumită eficiență, o ajutorare, dar ca rezultat acest ajutor trebuie să reflecte prin acea eficiență care trebuie să o dea fiecare investiție. Eficiență prin diversificarea produselor, prin diversificarea și creșterea exporturilor, prin contribuții la impozitul de stat din partea producătorilor. Și a calității, bănuiesc. Și nu în ultimul rând a calității. Iată, prin acest suport noi punem la bază aceste obiective și acele investiții care sunt realizate și care se încadrează în măsurile de sprijin care sunt prevăzute în acest regulament, sunt criteriul de bază pentru obținerea subvenției. Desigur, un indicator numai puțin important vizează calitatea documentelor, fiindcă pentru a primi subvenție este nevoie de un șir de acte. Acte care, de altfel, noi în fiecare an ne străduim să le optimizăm, să le micșorăm din contul cine suportă creierii cheltuielile pentru acestea? Vreau să vă spun că ca cheltuieli, producătorii agricoli practic nu suportă mai nicio cheltuială vis-a-vis de pregătirea actelor, dosarul, fiindcă vizează mai mult acte cum ar fi facturi, dispoziții de plată, certificate obținute în mod gratuit, spre exemplu, de la la o anumită instituție, care ele nu vizează sau nu implică nimic mijlocit careva cheltuieli. Mai mult ca atât, noi de-a lungul timpului am optimizat documentele din contul creierii platformelor electronice gestionate de stat, de autoritățile statului. Spre exemplu, dacă în trecut era solicitat certificat de la Camera Înregistrării sau extras sau de la bancă sau de la Inspectoratul Fiscal, care implicit implicau cheltuieli din partea producătorilor agricoli, cheltuieli financiare, cheltuieli de timp. Iată, prin crearea acestor platforme noi am exclus aceste cheltuieli și aceste impedimente și practic noi interactiv obținem informația din partea organelor prin crearea acestor platforme electronice. Dar în general, dacă vorbim de consistența actelor necesare, ele nu sunt atât de consistente, iarăși în raport cu acel suport pe care îl oferă statul. Eu cred că fiecare producător agricol în plan de afaceri atunci când se implică în realizarea unei investiții are nevoie pentru dânsul personal, are nevoie de un plan de afaceri în cadrul căruia el își estimează potențialul, își estimează posibilitățile, capacitățile, abilitățile în realizarea acestei investiții. Respectiv, unul din documente reprezintă planul de afaceri. Un alt act reprezintă certificat privind lipsa sau existența restanțelor la bugetul de stat. Iarăși, un document care reflectă gradul de contribuție a producătorului agricol la față de bugetul de stat. Domnule Ciuboc, mă scuzați că vă întrerup. Vroiam, de fapt, în albia celor discutate să deschidem paranteza. Dacă nu mă înșeală memoria, pentru anul 2017, o chestie inovativă rămâne a fi susținerea și subvenția apiculturii, așa? S-au mai extins anumite domenii? Pentru anul 2016, într-adevăr, noi am lansat mai multe inițiative legate de diversificarea măsurilor de sprijin, una dintre care rămâne sau este domeniul apicol. Amintesc că noi în cadrul acestei măsuri acordăm subvenții atât la procurarea familiilor de albini, cât și la renovarea, modernizarea fermelor apicole.
Desigur, până în anul 2016, acest domeniu oarecum era lăsat în umbră. Uitându-ne după consistența subvențiilor, nu era atât de semnificativ comparativ cu alte domenii. Deși mirea de albini reprezintă un domeniu sau un produs care destul de important. Este unicul produs care la moment din domeniul produselor de origine animalieră poate fi exportat pe piața Uniunii Europene. De ce, văzând sau pornind de la consistența investițiilor, de la valoarea subvențiilor care era valorificată pe acest domeniu, am hotărât ca începând cu anul 2017 să intensificăm suportul în acest domeniu și respectiv suma subvenției va fi majorată în acest an pentru acest domeniu. Mai mult ca atât, cunoașteți deja că noi în cadrul programului MACPI, Agricultura Competitivă, proiect finanțat de către Banca Mondială, MACPI 1, vă amintesc, a fost oferit pentru asociere și crearea grupurilor de producători pe domeniul horticol. Iată, MACPI 2, extinderea proiectului, primului proiect MACPI, vizează și producătorii din domeniul apicol, adică cei producători care se vor asocia și vor dezvolta infrastructura aferentă fermelor sau domeniului apicol vor putea beneficia de granturi în cadrul acestui program de până la 350.000 de dolari, adică 50% din valoarea investiției sau mai mult ca atât și contribuția acestui grup va putea ulterior subvenționat în cadrul programului. Și prin aceste măsuri sperăm foarte mult că vom da un imbold acestui domeniu și respectiv vom avea rezultate și mai bune în acest sector. Haideți să explicăm telespectatorilor. Instituția pe care o reprezentați, până la urmă, vine doar cu subvenționare sau încearcă să direcționeze, să găsească, de ce nu, și piață de desfacere pentru agenții economici? Bănuiesc că nu o singură dată v-a fost adresată această întrebare. Ceea ce ține de atribuțiile noastre funcționale, da, misiunea noastră este, de fapt, în primul rând, de a asigura administrarea eficientă a mijloacelor fondului și de a direcționa mijloacele acestui fond pe domenii care prezintă sau care contribuie la dezvoltarea obținerii produselor cu valoare adăugată înaltă. Ce aici ține de identificarea piețelor de desfaci? Este oarecum sarcina și misiunea producătorului agricol, propriu zis. Atunci când el își lansează afacere sau desfășoară o activitate agricolă, cu siguranță el e în calcul atunci când face acel plan de afaceri, inclusiv desfacerea producției. Și altfel nu vede necesitatea în realizarea acestei investiții sau în dezvoltarea afacerii în întregime. De aceea, unul din indicatorii de evaluare a dosarelor vizează și piața de desfacere. Atunci când un producător agricol vine cu planul de afaceri, unde sunt rubricile legate de desfacerea producției, producție pe piața locală sau pe piața externă, desigur, acest lucru este luat în calcul la calcularea punctajului pentru acordarea subvenției. Dar până la urmă, ceea ce ține de identificarea piețelor, ține în mijlocii de producătorii agricoli, care trebuie în primul rând să pui accent pe calitate, pe cantitatea producției, fiindcă dacă vorbim de desfacerea producției pe piața de desfacere, este obligatoriu. Nu doar asigurarea calității, dar și cantității, fiindcă dacă vorbim de furnizori sau de comercianți care achiziționează producții pentru desfacere pe piața externă, este nevoie de a asigura o cantitate și stabilă în timp și omogenă. În zadar, noi am insistat pe dezvoltarea componentei de asociere și crearea grupurilor de producători, fiindcă una din problemele care se confruntă agricultorii la moment este, de fapt, lipsa cantităților omogene sau cantități insuficiente, omogene pentru desfacere sau pentru a pune pe piață. Deci, odată ce se asociază un grup de produse, grup de producători pe produse omogene, respectiv, șansa lor de a livra pe piața, piața străină, produsul este domnul una Cibuc, noi vorbim, creștere. Noi vorbim despre calitate, dar haideți să vedem și prețul. Până la urmă este unul determinant, pentru că exemple în șirul atunci când producem ceva, iar în cele din urmă ajungem să consumăm, este unul destul de mare și atunci primul gând care îmi vine poate fi sucul de miere, da? Nu știu, probabil merele toamna sunt colectate la un preț simbolic. Litru de suc cât este? 20 de lei aproximativ, nu știu, zic și eu așa. Până la urmă ne asigură acest raport? Suntem noi și prezenți și pe piața externă? Aveam chiar notasem aici, suntem prezenți atât pe piața vestică cât și cea estică?
Deci, ce ține de problema de bază în acest sens, pentru a avea preț, în primul rând, trebuie să fim competitivi. Ori competitivitatea este asigurată prin implementarea tehnologiilor avansate în domeniul producerii respectiv, lucru care inevitabil va duce la micșorarea costurilor de producție, fiindcă la ziua de astăzi una din problemele legate de asigurarea competitivității reprezintă costurile mari de producție, fie că este vorba de inputuri consumabile și așa mai departe, fie că este vorba de lipsa de materie primă uneori, sau cei care sunt cei mai mari monopoliști achiziționează la prețuri derizorii și în acest sens producătorii, unii producători sunt nevoiți să le livreze la prețuri foarte mici. De aceea, această problemă trebuie de privit în ansamblu. Nu în zadar, noi prin intermediul măsurii 1.6.2 este vorba de stimularea investițiilor în procesarea fructelor, legumelor, inclusiv echipamente și utilaje de producere a sucurilor. Această măsură are drept obiectiv diversificarea produselor fabricate sau obținute de către producătorii agricoli. Adică cei producători agricoli care cultivă fructe, spre exemplu, și au un anumit segment de livrare a producției vegetale, fructelor respective în stare proaspătă, desigur, o bună parte din această producție urmează a fi supusă procesării. Deci, ca să evităm cazurile când această producție este livrată, spre exemplu, la cele prețuri derizorii către companiile mari și care sunt, într-un fel, beneficiază de această incapacitate a producătorilor agricoli, respectiv pentru a le da mai multă susținere acelor producători de materie primă, este nevoie ca să amplificăm și stimulăm acei producători agricoli în realizarea sau în retehnologizarea proceselor lor de lucru, adică în așa fel că aceste mere să nu ajungă la întreprinderile de procesare, dar să rămână în cadrul întreprinderii care va dezvolta un segment de procesare, de prelucrare și în așa fel să poată obține un produs cu valoare adăugată și care cu siguranță, punând accent pe calitatea acestui produs, să-și găsească nișă sau loc în piața de desfacere, fie că este vorba pe piața locală, fie că este vorba piața străină. Domnule Ciubuc, utilaj versus calitate, da? Vreau să ne oprim aici. Spuneți-ne, vă rog, până la urmă, producătorii noștri dispun de utilajul necesar, care este starea de lucruri în teritoriu? Cât de des sunteți solicitați pentru anumite subvenții în utilaj? Dacă ne uităm statistic cu 7, 8, 10 ani în urmă, să vedem că lucrurile stăteau mult mai prost la capitolul retehnologizare și implementarea tehnologiilor pe diverse domenii. În ultimii 7-8 ani, pe fonul acelor ajutoare, acelor subvenții oferite prin intermediul AIPA, prin intermediul altor proiecte administrate de parteneri de dezvoltare, lucrurile s-au îmbunătățit esențial. Și acest lucru este oarecum demonstrat inclusiv prin produsele pe care noi le obținem și care se regăsesc tot mai frecvent pe piețele de desfacere și mai cu seamă piețele Uniunii Europene. Mă refer aici la domeniul vinificației, unde după embargoul impus de Federația Rusă în anul 2006, calitatea producției în acest sens a crescut esențial, unde acum avem exporturi în diverse țări europene, în diverse țări ale lumii. De asemenea, fructele noastre, da, investițiile care au fost realizate în retehnologizare, în înființarea plantațiilor viticole, pomicole, acest lucru esențial au dus la creșterea potențialului de producție, au dus la creșterea calității și au dus la creșterea competitivității produselor noastre. Și aici ține de solicitările față de AIPA, da, în rog, intervenția de... Vreau să spun că pe măsura iarăși anilor sau evoluției timpului, noi am reușit să facem față sau să fim receptivi la doleanțele acelor producători, acelor asociații producătorilor agricoli, în promovarea și implementarea în cadrul măsurilor noastre de sprijin a celor mai moderne tehnologii. Dacă o să ne uităm în spectrul utilajelor și echipamentelor care erau subvenționate cu 5, 6, 7 ani în urmă, o să vedem o diferență esențială față de ceea ce este acum. Practic, în fiecare an, spectrul echipamentelor, utilajelor, tehnologiilor care cad sub incidență sunt în continuu creștere și dezvoltare. Au apărut o inovație pe piață, o tehnologie, respectiv, imediat aceasta se regăsește și în domeniul de susținere din partea statului. Și în acest sens, prin conlucrare, prin comunicare,
comunicare cu asociațiile, cu părțile interesate, desigur vom încerca să fim în tandem sau în pas cu acele doleanțe sau cu acele așteptări ale producătorilor agricoli și cel mai important ale pieței. Pentru că până la urmă piața dictează tehnologiile, prețurile, calitatea și așa mai departe. Ați menționat ceva mai devreme o noțiune destul de interesantă legată de comunicare. În cadrul acestei emisiuni ați spus că sunteți în teritoriu prin mai multe filiale. Vreau să vă întreb cât de des sunteți solicitați în teritoriu pentru a oferi anumite consultații? Cum are loc acest schimb de informare până la urmă? Pentru că există localităților rurale unde informația bănuiesc ajunge destul de greu. Există în continuare această problemă. Este regretabil faptul că nu întotdeauna reușim să ajungem în satele noastre, deși depunem maxim efort pentru a le oferi producătorilor agricoli consultanță în timp real, de a le pune la dispoziție toate cele inovații sau cele politici care statul le elaborează. De rând cu noi mai sunt și companiile de consultanță, nu pot să nu menționez aici Agenția de Dezvoltare Rurală și Consultanță și Extensiune AXA, care are acoperire la 50% din localitățile țării și prin intermediul consultanțelor care activează în teritoriu sunt oferite și furnizate informații de ultima oră vis-a-vis de acele posibilități sau acele fonduri, programe și proiecte care sunt realizate. Dar în linii generale, atunci când suntem solicitați, de fiecare dată suntem dispuși și deschiși în colaborare și în comunicare cu producătorii agricoli. Într-adevăr, oficiile noastre teritoriale realizează un spectru larg de mediatizare și de informare a producătorilor agricoli prin acele mese rotunde, conferințe, seminarii care sunt organizate. Deja, dacă iarăși vorbind evolutiv cu 4, 5, 6 ani în urmă, când eram abia la început de cale, mulți din producătorii agricoli nu cunoșteau în general de existența IPA, despre acele posibilități pe care statul le oferă prin intermediul fondului de subvenționare. La ziua de astăzi nu cred că este un agricultor, tânăr fermier, primar, autorități locale și mai departe, care nu cunosc de existența fondului de subvenționare, nu cunosc despre acele proceduri care sunt implementate prin intermediul nostru. Și asta, de fapt, demonstrează gradul nostru de implicare și de activism. Vreau să vă întreb, colaborarea dumneavoastră cu alte instituții ale statului, în mod special cu Ministerul Agriculturii, până la urmă, care sunt politicile pe care le promovați? Deci, vreau să vă spun că AIPA este o instituție, autoritate publică subordonată Ministerului Agriculturii. Practic tot ce aici facem în strictă coordonare și conlucrare cu colegii din cadrul Ministerului. Vreau să vă spun că AIPA în ultima perioadă se bucură de o susținere, aș putea spune, și de o conlucrare eficientă din partea sau împreună cu Ministerul Agriculturii. Sunt foarte receptivi la inițiativele și la ideile care sunt lansate de către noi, comunicăm, conlucrăm și participăm împreună la implementarea și realizarea celor obiective. Am adus exemplu legea subvenționării, regulamentele de subvenționare, măsurile, activitățile, mesele rotunde, seminare și așa mai departe, toate sunt organizate și coordonate împreună cu colegii din cadrul Ministerului. Vis-a-vis de conlucrarea care o avem cu alte instituții, vreau să vă spun că iarăși întotdeauna am pus accentul pe buna comunicare și conlucrare atât cu producătorii agricoli cât și cu autoritățile care sunt implicate în procesul sau care au tangență cu activitățile de subvenționare, mai cu seamă Ministerul Finanțelor, care pe fondul activităților comune care le-am realizat pe parcursul anului 2016 au demonstrat împreună că este comunicare, este conlucrare și respectiv și rezultate. Dar datoriile anului 2016 practic au fost pentru 2015-2014 prin comunicare, prin conlucrare, prin discuții permanente cu colegii din cadrul Ministerului Finanțelor, am putut să ajungem la un rezultat comun atins. Domnule Ciuboc, vreau două aspecte să le mai punem în discuție. Unul, este vorba de protejarea producătorului autohton și doi, vreau să ne spuneți dacă agenția pe care o reprezentați oarecum se ocupă de studierea pieței. Și când zic lucrul ăsta, mă refer la anumite produse care pot fi supra
pentru un an, în al doilea an să fie un deficit, da? Și oarecum situația trebuie să ajungă la un echilibru. Haideți să o luăm de la un capăt. Ce facem cu producția autohtonă? Producătorul este protejat până la urmă? Recent, în cadrul Ministerului Agriculturii, vorbim de anul 2016, în a doua jumătate a anului, a fost creată o subdiviziune nouă în cadrul Ministerului, adică e o funcție exclusivă a Ministerului, Direcția de Dezvoltare Rurală și Statistică, direcție care ar avea în misiunea acesteia monitorizarea prețurilor, monitorizarea pieței, inclusiv exporturi, importuri de produse și în așa fel oferirea informațiilor de interes public tuturor vis-a-vis de această situație și în așa fel ca toți cei interesați, asociațiile, producătorii agricoli să poată beneficia de aceste informații și în așa fel să-și poată planifica activitățile de producție. Fiindcă până la urmă acest lucru nu este iarăși prerogativa Ministerului de a dicta sau de a stabili anumite limite de producere sau de a dicta anumite cantități în producerea. O anumită cerere până la urmă. Rolul Ministerului este de a veni cu informații. Informații în așa fel ca producătorii agricoli de sine stătători să-și poată face calculele și planurile de activitate pentru viitor. Ce aici ține de AIPA, una din funcțiile noastre, chiar și din denumirea acestei rezultă, Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură. Dacă ne referim la accepțiunea utilizată pe larg în toate țările Uniunii Europene, noțiunea de intervenție presupune anume măsuri de intervenție în reglarea în anumite perioade a prețurilor la anumite tipuri de produse. Spre exemplu, atunci când e sezonul de recoltare a cerealelor, când grâul sau alte produse se vând la prețuri derizori, în condițiile în care mulți din producători nu au capacități de a le supune păstrării sau procesării într-un alt mod, fiind nevoiți să le vândă, fie la monopoliști, fie la alți producători, la prețuri foarte mici. Același lucru și în domeniul zahărului, în domeniul laptelui și așa mai departe. Iată, în țările Uniunii Europene funcționează un astfel de mecanism de intervenție, când statul prin achiziție în fondurile de rezervă acestor produse a cantităților impunătoare și ulterior eliberându-le pentru a regla într-un fel sau altul prețul acestui produs, adică să nu scadă mai mic de sine costul sau de costul de producție acestui produs. Domnule Cibuc, aceste măsuri, vreau să vă spun că noi ne-am străduit oarecum să fie reglementate și în legea privind principiile de subvenționare, însă mai mult este nevoie pentru acest lucru de o lege cadru care va fi probabil obiectul de lucru în următoarea perioadă pentru Minister, pentru AIPA, în vederea identificării și creării celor mecanisme de intervenție în piața produselor agricole. Domnule Cibuc, bănuiesc că telespectatorii noștri la ora actuală se întreabă o chestie foarte importantă. Ați vorbit despre monitorizarea prețurilor. Poate AIPA cumva controla, nu știu, de exemplu, prețul pentru cartofi, da? Nu ține până la urmă de strictul. Haideți, ultima întrebare în cadrul acestei emisiuni. Vroiam să ne vorbiți despre dosarele arhivate și despre planurile pe care le aveți pentru 2017 în cadrul acestei instituții. Ce vă programați? Ceea ce sunt dosarele arhivate, probabil v-ați inspirat de pe pagina noastră electronică, unde un anumit dosar la o anumită etapă trece într-o altă categorie. Ultima categorie ar fi arhivarea, presupune de fapt etapa când dosarul respectiv a fost supus examinării, verificărilor și autorizării, chiar și trecerea în cont a producătorilor, a mijloacelor financiare. Da, este o procedură de ordin tehnic intern care nu cred prezintă mare interes. Bine, haideți să vedem. 2017. Ce ține de planurile noastre pentru anul 2017, desigur avem planuri mărețe și sper foarte mult, iarăși prin conlucrare, prin comunicare, prin susținere din partea autorităților, din partea conducerii, din partea guvernului, să avem rezultat pe mai multe măsuri.
punctul sau obiectivul de bază vizează implementarea legii privind principiile de subvenționare, fiindcă legea deja a fost adoptată, după cum ați menționat, începând cu 1 ianuarie, ar fi trebuit să intre în vigoare, însă nu este încă promulgată și publicată. Sperăm foarte mult că în următoarele zile acest lucru se va realiza. Iar conform acestei legi rezultă o serie de acte normative care urmează a fi elaborate. În primul rând, regulamentul de implementare a legii, care vor viza descrierea propriu-zisă a procedurilor, măsurilor și activităților care urmează a fi realizate de către producătorii agricoli. Ne-am propus să desfășurăm sau să introducem pentru prima dată două submăsuri noi în cadrul acestor măsuri care le avem, mai cu seamă obținerea subvențiilor în avans. O inovație sau un lucru absolut nou pentru sistemul nostru de subvenționare, fiindcă dacă până acum subvențiile erau acordate post factum, era nevoie să realizezi investiția după care puteai solicita subvenția, și iar ne întoarcem la problema tinerilor fermieri, nu toți au posibilități și capacități de realiza și după care să solicite subvenția. Pentru această categorie, inclusiv tineri fermieri, proiecte startup, cei care sunt în dificultate, creăm pentru prima dată posibilitatea de a solicita subvențiile în avans, adică în baza unui plan de afaceri depus în cadrul AIPA, odată cu avizarea, aprobarea acestui plan de afaceri, suma subvenției de 50 sau 60% care va fi eligibilă pentru acel producător agricol va putea fi avansată, adică va putea fi obținut în avans. Iarăși un plan sau unul din acțiunile care ne propunem în acest an este crearea posibilității de depunere online a solicitărilor de sprijin financiar, ceea ce va da posibilitate producătorilor agricoli, de aflându-se în oficiu, acasă, la o distanță mai, să-și mare poată perfecta online depunerea solicitării și în așa fel să optimizăm din timp, să economisăm din cheltuielile acestea și să creăm mai multă încredere producătorilor agricoli. Domnule Ciubuc, noi vă mulțumim pentru participarea la emisiune, timpul acordat s-a scurs mult prea repede, vă mai așteptăm și cu alte ocazii pentru a trece în revistă ceea ce s-a reușit a realiza. Stimați telespectatori, atât am reușit în cadrul emisiunii de azi în direct. Sunt Vlad Madan, vă mulțumesc pentru atenția cu care sper că ne-ați urmărit. O seară bună alături de noi!